Suntem live, iar la Gomagnet Summit 2018 și avem banner nou în spate. Azi vorbim cu Florinel Chiș, director general la Armo. Florinel, mulțumesc pentru accept, pentru participare. Salut, rog, bine v-am găsit. Te prezinți tu să spui mai multe lucruri despre tine, background-ul tău, ce înseamnă Armo și tot ce ai mai făcut pentru e-commerce-ul național și internațional. Sunt Florinel Chiș, sunt director executiv al Armo, Asociația Română a Magazinelor Online. Este asociație reprezentativă a industriei, este un ONG. Membrii săi sunt atât magazine semnificative din piața de comerț online din România, cât și multe magazine mai mici, care activează în domenii diverse. Scopul asociației este creșterea și dezvoltarea comerțului online în România. Rolul mai activ al asociației din ultimii doi ani a fost odată reprezentativitate în ceea ce înseamnă relația cu legislativul. În România au fost mai multe proiecte și există în derulare mai multe proiecte pentru revizuirea legislației curente, pentru a crește și dezvolta mai bine comerțul online din România. A fost un proiect derulat de Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și există un grup de lucru care analizează o serie de inițiative legislative care trebuie actualizate pentru a alinia legislația din România la legislația din Uniunea Europeană. Și în același timp să vedem ce putem face ca să susținem mai bine comerțul online din România. De asemenea, există un alt proiect derulat de MCSI, care se numește Ecom și de care se ocupă compania Deloitte, care analizează situația curentă și vine cu propuneri de ce s-ar putea îmbunătăți. Tot în cadrul acestui proiect Ecom, de exemplu, a apărut discuția de dacă este necesară sau nu o autoritate care să supravegheze și să implementeze comerțul online. Sunt mai multe discuții, din punctul ăsta de vedere vom urmări, există ateliere de lucru și Armo participă și prezintă poziția membrilor săi la toate aceste, lucruri. La nivel european, Armo este membru al EMOTA și Commerce Europe, sunt două organizații de la Bruxelles, ele reprezintă interesele asociațiilor naționale și ale companiilor mari care au prezență semnificativă în Europa, precum Amazon, Alibaba, eBay. Și aici avem un rol proactiv în sensul că legislația europeană care va fi în vigoare peste 2 ani, 4 ani, 6 ani, se discută acum. Este pentru prima dată când și România are un rol proactiv și știm și urmărim subiectele de interes. De exemplu, cum a fost partea de GDPR. GDPR s-a discutat 2 ani înainte până să intre în vigoare. Deci e important să fii conectat și să vezi ce se întâmplă în avans, nu avea un rol doar reactiv. De genul, suntem forțați să facem, să adoptăm ceva și asta e. E mult prea târziu pentru a lua măsuri sau a expune puncte de vedere. Pentru că, uite, comerțul online din România e diferit de comerțul online care se întâmplă în Germania sau în Spania sau în Franța sau în alte piețe care au alt specific. Noi, de exemplu, avem foarte mult numerar, cash on delivery. Dacă apare vreo legislație care să reglementeze partea asta, ne afectează semnificativ. Deci e important ca și România să-și prezinte punctele de vedere acolo unde este cazul. Iar rolul Armo se împurte în jurul acestor acțiuni. De asemenea, susținem și prezentăm beneficiile comerțului online, impactul pe care îl are comerțul online asupra întregii economii. S-au desfășurat studii în acest sens, derulăm studii de piață, susținem prin prezentarea de informații pe care le avem în cadrul evenimentelor de profil, parte de PR și prezență și luare de poziție atunci când apare un subiect interesant în presă și în media. E bun. Spre deosebire de piața de cash on delivery, care e foarte mare în România, ce alte diferențe mai sunt în e-commerce-ul nostru național versus, se spune, Germania sau Anglia? Tu ai experiență și pe
Marea Britanie. Am fost în Marea Britanie aproximativ 3 ani. Am lucrat pe partea tehnică de e-commerce la mulți retailer, inclusiv la Warner Music Group, care are o amprentă globală semnificativă. Ideea este că în România noi încă lucrăm la partea de fundație. România, ca să crească în ceea ce înseamnă comerțul online, are nevoie încă de acces la internet, și de abilități de a folosi tehnologia ca să putem comanda pe internet. Cei care au deja asta, se observă pe procentul de creștere că lumea cumpără din ce în ce mai mult online, că se îndreaptă spre online, că devine modalitatea preferată de a face cumpărături, mai ales pe finalul anului cu Black Friday și tot sezonul de promoții. Pentru că magazinele online investesc în general în ceea ce înseamnă parte de uzabilitate, să fie cât mai ușor de folosit, iar cine nu face asta observă clar că experiența pe care o oferă consumatorului e neprietenoasă. Și în cazurile excepționale, în care vinde un produs de care clientul chiar are nevoie și atunci stă să chinuie că nu are de unde să-l ia undeva, îl va cumpăra. Asta a fost o anomalie care observasem, că de ce vând anumite magazine care n-au investit deloc în usability, tot e partea de tehnologie la mult de dorit și totuși vând. Și întrebarea era de ce. Ei bine, produsul. Când ai pus să faci comerț, e important să ai produsul. Pentru că dacă vinzi același produs care îl vând alți 30, după aceea trebuie să te lupți la te diferenția. Dar dacă vinzi un produs de care clienții au nevoie și ești singur, noi trebuie să întâmplă ca și să existe cifre semnificative pe o serie de domenii. Dar totuși astea sunt excepții, pentru că inevitabil se creează competiție. Și ăsta e unul din avantajele mari ale comerțului online, care pentru consumator în primul rând. Pentru că prin competiție, magazinele online reușesc să vină cu servicii mai bune, cu produse mai bune, încep să se bată cu ghilimele de rigoare spre a atrage clientul. Și atunci cel care are de câștigat din toată chestia asta e clientul. Evident, și magazinele trebuie să aibă o strategie sustenabilă, astfel încât să nu mă duc tot timpul doar pe a atrage fără să mă uit la cifre. Pentru că pot să ajung în locuri periculoase, ca și business. Adică dacă mergi la prețuri foarte mici. Ideea e că dacă mergi tot timpul cu prețuri foarte mici și singurul tău avantaj competitiv e prețul, inevitabil ajungi să ai probleme mari atât de cash flow, cât și de a crește de la un moment dat. Pentru că tu crești, de fapt, sacrificând marja. Deci tu trebuie tot timpul să investești în resurse proprii sau să găsești investitori și mai departe ca să crești. Dar te lupți cu alții care s-ar putea să aibă o forță mai mare ca tine și care să iau o bucată mai mare din piață. Și atunci e un joc foarte periculos, dacă nu e o strategie gândită doar pe expansiune. Uite, în Marea Britanie, când cineva pornea un magazin online de, nu știu, haine pentru copii, de jucării, de electronice, de orice, ei gândeau cam așa. Care e obiectivul meu? Cât e piața globală la nivel mondial? Păi, nu știu, 100 de miliarde. Cât vreau eu din ea? Păi 10%. Deci asta înseamnă că eu îmi propun într-un anumit timp să ajung la 10 miliarde la nivel global. Pot să fac chestia asta, am produs, am lanț. Ce trebuie să fac? Totul se bazează pe cifre. E un capex game, un joc pe capex. Mă uit cât cheltui ca să-mi ating anumite obiective. Și îmi fac niște calcule. Da, pot să fac asta sau nu? Iar investitorii se uitau la puterea de execuție a echipei, pentru că venea cineva și zicea, ok, eu pot să obțin 1% dintr-o piață de 100 de miliarde, da? Deci eu pot să ajung la 1 miliard. Toată chestia era, chiar pot să livrez chestia aia și de câți bani am nevoie. Piciul în fața unui investitor pentru un business de retail în Marea Britanie era de genul ăsta. Uite, noi suntem o echipă, am crescut de la 500.000 de lire la 16 milioane în 2 ani și putem să creștem de la 16 la 100 de milioane într-un an și un pic. Și dar avem nevoie de 5 milioane cash. E un deal bun? Da. Ok, care e marșa? Care
cifre după aceea, dar să uităm mai mult la puterea de execuție a companiei și a echipei, mai degrabă decât la cifrele curente, la cât au crescut, pentru că până la urmă contează să poți să execuți o viziune mai degrabă de a arăta niște cifre bune. Deci partea de oameni, de echipă, de abilitatea antreprenorului de a duce un business mai departe era cheie. Ce spui tu, se bazează oamenii per total pe business și viziunea asupra business-ului și asupra pieței. În România văd așa mai mult o tentativă de a copia unele modele de business, dar fără a înțelege business-ul din spate, fără a fi orientat spre business. Foarte mulți sunt orientați pe partea practică, tehnică de marketing și tool-uri și peste tool-uri și platforme și integrări și toate cele. Da, uite, înainte să merg în Anglia și nu știu, am început să lucrez în comerț online prin 2002. Parte tehnică, programator, lucruri tehnice. Și am implementat o serie de magazine online într-o perioadă. Un lucru pe care l-am observat și atunci, e valabil și acum, e clienții care se orientează foarte mult pe tot felul de mecanisme, de promoții, tot felul de funcționalități pe care odată nu le măsoară ce impact ar avea asupra întregului business, ce impact ar avea asupra conversiei, ce impact ar avea în planul lui de marketing, cât reprezintă ca procent, adică să pună lucrurile în context și să ia o decizie logică și rațională, agregând o serie de informații, ci mai degrabă era eu voi reuși pentru că vin cu un concept nou, inovativ și asta îmi va asigura un avantaj competitiv și voi reuși să vând mai bine decât alții. Magazinele alea au eșuat. A fost criza, a dus în cap o bună parte din tot ce înseamnă retail online care se lupta pe marge sau investea foarte mult în tot felul de platforme fără să le pună în context. Adică nu e o decizie de business grozavă să, nu știu, să investești 2 milioane de euro în software și platforme dacă tu nu ai vândut nici 200.000. Înțeles. O platformă de 2 milioane nu se facă să vinzi 200 de milioane. Trebuie să ai produsul, trebuie să cunoști piața, avantajele competitive, trebuie să te gândești, ok, de ce a cumpărat clientul de la mine? Pentru că folosesc, nu știu, IBM WebSphere. Nu e avantaj competitiv. Vorbeam înainte de forța magazinelor online de a împinge produsele în piață. Știm că în 2017 față de 2016 piața de e-commerce din România a crescut cu peste 1 miliard de euro oficial. Da? În 2017 e-commerce din România a ajuns la 2,8 miliarde. Când ne referim la piață, ne referim la retail în general și retail-ul a crescut per total, dar e-commerce-ul din ceea ce înseamnă retail a crescut mai mult, pentru că ideea de piață e o piață a produsului. Eu dacă vreau să cumpăr ceva, vreau să cumpăr, nu știu, un Samsung S9, da? Pot să-l cumpăr și online și offline și eu până la urmă vreau produsul. E-commerce-ul e un mod de a face cumpărătura. Și anume, ok, intru pe un site și îl iau sau mă duc într-un magazin și îl iau. În schimb, dacă ne uităm strict la cifre, în 2017 am avut această creștere de aproape 40% și am ajuns la 2,8 miliarde. Iar pentru anul 2018, previzionarea era de a ajunge spre 4 miliarde, o creștere de 40%. Atât în 2016 cât și în 2017, România a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeană. De asemenea, dacă ne uităm și la trendul de creștere, retail-ul din România a crescut la fel semnificativ. Și creșterea economică a fost una semnificativă, că în mare parte are în spate consum, creșterea consumului. Consumul a crescut în acest an foarte, foarte mult, iar pe acest trend de creștere al consumului, lumea s-a orientat mult mai mult spre online decât spre offline. Online nu e cel care a câștigat din toată această creștere a consumului. Orientarea asta spre online, crezi că a fost influențată de puterea de comunicare a liderilor de piață din România? Consider că în România, mediul privat e cel care a fost driverul pentru a atrage lumea spre e-commerce și
online. Sunt alte state care, de exemplu, au desfășurat campanii ample de digitalizare, de a avea un sistem de e-government foarte bine pus la punct, lucru care a oferit o opțiune de genul stau și folosesc online și internetul și îmi rezolv lucruri, în loc să mă duc în offline să stau la cozi și lucruri de genul ăsta. Iar lucrul ăsta s-a răsfrâns și asupra comerțului online. În România, în schimb, lumea a început să cumpere din ce în ce mai mult online, pentru că era simplu, facil. Iar aici este meritul companiilor care au avut orientare către client, și anume, în România avem termenul de retur extins la 30 de zile față de cele 14 zile care sunt în mod impuse de lege. Avem servicii adiționale atât pe parcursul procesului de cumpărare cât și după aia. Toate companiile care au avut orientare pro-client, care au procesat ușor retururile, care nu au pus piedici suplimentare în procesul de achiziție și post-achiziție, care au înțeles că sunt oameni care cumpără pentru prima dată, nu înțeleg foarte bine detaliile produselor sau sunt mai puțin tehnici, înțeleg că anumite produse, inclusiv de exemplu pe fashion, am o rată mai mare de retur și au avut o atitudine proactivă, toate astea au contribuit la creșterea încrederii în comerțul online. Deci este o creștere susținută de orientarea către consumator pentru a crește încrederea în e-commerce. A tuturor companiilor care au făcut asta, nu doar a liderilor de piață. Dar evident, liderul e cel care vine și setează un trend. Uite, de exemplu, Black Friday. Da. Da. Chiar dacă mai sunt magazine mari și cu acoperire offline care forțează sau diminuează nebunia asta de Black Friday, se pare că tot nu reușesc. Nu știu câte vânzări generează cu campaniile lunare de Black Friday, așa zise, dar încă Black Friday-ul de toamnă cel oficial pentru online înseamnă vânzări multe. Adică eu văd și la clienții noștri. E un fenomen. Clienții s-au obișnuit să vadă de Black Friday o campanie promoțională semnificativă, se pregătesc din timp, se informează, își fac o selecție și așteaptă ca să vină evenimentul ca să facă acea cumpărătură. De asemenea, cam finalul anului pentru e-commerce e un vârf și o creștere spectaculoasă, iar companiile consideră că se organizează din ce în ce mai bine și inclusiv pe tot fluxul logistic, inclusiv curierat, inclusiv partea de customer service, de partea de supply chain, de a proviziona din timp și avea tot ce trebuie pentru ultimele luni ale anului, când e-commerce-ul cam cupe tot. Înțeles. Ce probleme spui că aveți tu ca magazinele online, cele din armă sau care nu sunt în armă? Din perspectiva asociației, consider că challenge-ul principal în momentul ăsta pentru comerțul online în România este legislația nealiniată cu normele și directivele Uniunii Europene. România a rămas în urmă, încă mai are reminiscențe de dinaintea aderării României la Uniunea Europeană. Există legi care se suprapun pe același lucru, există lucruri care ar trebui revizuite, care să țină cont de realitatea de acum și din viitor. De exemplu, pentru partea asta de campanii promoționale, există încă obligativitatea de a înregistra la notar fiecare regulament pentru aceste campanii. Adică e o lege învechită care ține cont de modul în care se desfășura comerțul acum, nu știu, 40 de ani. Nu în e-commerce. Apoi, din partea asta de campanii, lucrurile astea ar trebui încurajate pentru că conferă competiție mai bună, conferă și nu doar pe plan local, ci la nivel global. Iar comercianții români ar trebui încurajați astfel încât se poate desfășura cât mai ușor aceste campanii promoționale, mai ales că își doresc să aloce bugete de marketing și pot aduce valoare. Magazinele online din România nu sunt în competiție doar cu alte magazine online din România. Sunt în competiție odată cu tot ce înseamnă retail, sunt în competiție cu alte magazine online din Uniunea Europeană, sunt în competiție cu magazine online din Statele Unite, sunt în competiție cu magazine online din Asia. Un magazin din Asia nu
poate fi tras la răspundere pentru faptul că nu respectă legislația națională din România. Pe când o companie din România trebuie să respecte toate aceste tot ce înseamnă cadrul ăsta legislativ. Și atunci este o competiție incorrectă în care companiile din România se află într-o poziție defavorizată. Pentru achizițiile din Asia, de exemplu, se fentează sistemul de taxe, se fentează partea de plată a vămii. Se declară gift și aia e. Pe când o companie din România e fiscalizată, pentru că totul e transparent și online și cam toată lumea cum oferă și plată cu cardul, lucru care presupune că trebuie să am o entitate juridică, presupune că am cont, totul există transparență, există trasabilitate. Pe când o companie din Asia nu ai niciun control asupra lor. Problema nu este totuși doar a României, este la nivelul întregii Uniunii Europene, există acțiuni pentru a contracara toate aceste lucruri, dar este o competiție incorrectă. Iar în plus, România încă mai are în legislație reminescențe care ne pun într-o situație mai defavorizată față de restul statelor UE. Iar lucrul ăsta ar trebui remediat. Și remediat în perspectiva în care pentru ce se adoptă, să ne gândim cum va arăta e-commerce în 5 ani, în 10 ani. Să nu rămânem tot timpul cu câțiva pași în spate. Înțeles. Și toată legislația asta, concret, afectează vânzările sau dezvoltarea mai rapidă a e-commerce-ului național? Afectează ambele lucruri, pentru că înseamnă risipă de resurse în a gestiona, nu știu, situații de customer service la nivel național, în care, nu știu, trebuie să-mi trimit reprezentanți în a discuta în nu știu ce județ. Eu fiind magazin online, vin cu totul alt județ. Înseamnă costuri, călătorie, etc. Specificul comerțului online este ăsta, că eu sunt, pot să fiu oriunde și vând peste tot în România, inclusiv mediul rural. Da? Mediul rural care până acum nu avea alternative. Dacă avea un magazin, ăla era, sau trebuia să se deplaseze în cel mai apropiat oraș. Acum poate să intre pe internet, își cumpără tot ce vrea, și ia motocoasă, și ia piese, și ia fiecare consumator ce are nevoie și se livrează acolo unde e el, fără a se mai deplasa. Da? Asta e o realitate, dar dacă vin eu cu toate aceste avantaje și ofer prețuri mai bune, pentru că există competiție, nu mai există monopol, sunt mai eficient pentru că nu trebuie să am punct de desfacere în fiecare oraș și mai departe. Vin cu toate aceste avantaje, în schimb, după aceea, în relație cu autoritățile, trebuie să mă deplasez în țară, la nivel regional. Sunt multe dezavantaje care nu țin cont de specificul comerțului online. Și atunci, evident că dacă eu risipesc resurse pentru day-to-day operations, mi-e mai dificil să mă dezvolt, să cresc. Și pierd teren în fața altor magazine din Asia, din state, din afara Uniunii Europene, care nu au nicio răspundere față de aceste lucruri. Am înțeles. Mm-hmm. Asta la țară se dezvoltă comerțul, pentru că mulți, avem și clienți care vând pe marketplace-uri și îmi spuneau cât de mult au învățat clienții rurali să facă comenzi pentru că primesc produsele la super preț și nu mai plătesc transportul. Deci, mari, voluminoase, îl costă foarte mult transportul și le enervează, dar nu are ce să facă. Partea asta poate fi pur și simplu transpusă în mod transparent costul transportului pentru albe. Bănuiesc că asta ar fi, de exemplu, o problemă de electrocasnice sau categorii de genul ăsta și nu numai. Și partea asta o expui în mod transparent clientului. Te înseamnă să ai partea setată din spate odată cu transportatorul. El să-ți poată oferi estimarea de cost în mod transparent, pe care după aceea o expui clientul. Simplu. Și de asemenea, în sistem să ai partea volumetrică. Era ca să poți schimba în marketplace. Vânzările prin marketplace, prin liderii de piață. Și pentru partea de marketplace, odată ce se vor evolua partea asta de curierat, poți să bagi un cost fix. Tot controlezi costul transportului. Da. Deci poți lucra cu
ce ai acum și lucrurile trebuie să evolueze, inclusiv pentru partea de fulfillment. Din ce date aveți voi la Armo, ai tu? Cât procent sau dacă ai ceva cifre de magazine din România care au început să vândă cross-border? În ceea ce înseamnă comerțul cross-border, România, conform DESI, se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Românii cumpără cross-border, de la partea de companii care vând cross-border, stăm foarte slab, sunt undeva sub 3% din companii care fac comerț cross-border. Suntem pe ultimul loc în clasamentul DESI, Digital Economy and Society Index. În schimb, avem potențial mare de creștere. Pe de altă parte, ok, noi ne extindem spre ce țări? Spre țările din jurul nostru, Ungaria, Bulgaria și așa mai departe, care au o atitudine foarte protecționistă. Adică e dificil de intrat în piața respectivă, chiar dacă normele UE încurajează lucrul ăsta, te lovești de impedimente atunci când intri pe o piață nouă, cum ar fi o țară din jur. Mai departe, românii se pot orienta spre Polonia, Cehia, chiar Austria, dar challenge-ul principal este că lucrurile astea necesită investiție, necesită o strategie pe termen mai lung decât, ok, în 6 luni mă duc și mă dezvolt spre zona asta. Și la partea de unul din challenge-uri care începe să devină din ce în ce mai accesibil e partea de logistică, de livrare. Pentru că am un cost când, nu știu, îmi livrez ceva din Polonia încoace, am un cost. Iar dacă vreau să livrez din România în Polonia, costul poate fi de N ori mai mare. Da. Deci este și un cerc vicios, pentru că e chestie de volum. Volumul care vine e mare și atunci poate fi eficient împărțit, pe când volumul care pleacă e mic și atunci am un cost mai mare distribuit și la un număr mai mic și atunci am un cost mai mare per livrare. Aici depinde și de parteneriate și de soluții, pentru că uite, noi avem niște parteneriate strategice cu firme de curierat, cu firme de fulfillment, cu firme de plăți, cu agenții care la rândul lor au parteneriate locale și putem ajuta clienții în zona asta. Voi, la fel cu Armo, aveți date din fiecare țară, din fiecare piață. Adică se poate face, dacă cineva își dorește cu adevărat, poate să ia datele, poate să vadă cine cu ce bucățică îl ajută și eu cred că se poate intra acum mai simplu decât în trecut. Chiar săptămâna trecută aveam o discuție cu o firmă de curierat și mi-a spus, băi, nu mai să facem integrare și niciun comercial din România nu poate să obțină un preț mai bun decât prin noi pentru a livra cross-border în țările care le-ai menționat și tu. Vând integrările pentru o soluție, cred că lucrurile se simplifică mult. În momentul în care, dacă vrei să testezi o piață, varianta mai simplă este să te listezi într-un marketplace din acea piață. Iar aici, da, pur și simplu, trebuie să ai marșele suficiente cât să susții modelul ăsta sau poți să-ți asumi ca fiind un test și atunci vezi cum susții financiar partea asta. Pentru că odată validezi produsul, se va vinde sau nu, ai acces într-un mod simplificat la partea de operațional și tu te focusezi pe business mai degrabă decât partea tehnică. În momentul în care ai validat lucrul ăsta și îți dorești ca tu să ai un site care se adresează unei anumite piețe, da, investești în direcția aia. Poate fi o chestie incrementală. Pentru partea asta ce ai de luat în calcul, România ca și dimensiune e un spațiu limitat față de, nu știu, Polonia, de exemplu, sau Cehia, ca volum cât pot să vând în e-commerce. Deci e de luat în calcul că în momentul în care mă extind, voi avea o competiție mult, mult mai puternică decât ce văd aici în plan local. Și din punctul ăsta de vedere, e important să am o strategie și să-mi calculez bine lucrurile și să investesc suficient ca să fiu relevant. Pentru că dacă doar mă duc și aștept să pice de undeva, să-mi pice comenzi doar pentru că m-am dus într-o piață nouă, voi fi dezamăgit. Deci e important să am o strategie de marketing bine pusă la punct, să investesc, pentru că același lucru fac și magazinele din Polonia, din Cehia, din Slovacia, din
alte zone care se extind în coace. Ei investesc în partea asta, investesc în marketing, se duc un an, doi, trei într-o piață în minus, datorită investițiilor. Dar scopul este să crească. Iar în spate au investitori care susțin lucrurile astea. Astea sunt companii care au crescut suficient și își permit să susțină ritmul ăsta. Iar dacă aleg să îmi aleg anumite domenii în care există competiție de genul ăsta, trebuie să fiu conștient că eu trebuie să mă lupt cu ei. Adică trebuie să am resurse. Dacă nu am resurse, nu văd de ce aș porni o luptă de genul ăsta. Adică iar ține de a pune pe hârtie ce vreau să fac și cât îmi permit să fac. Da, eu acum am ajuns la un număr tot mai mare pe fiecare, cu 10 trece la mag de magazine și văd clienți pe diferite nișe, despre care nișe vedeam anii trecuți discuții că sunt nișe grele, că e greu să intri. Văd client nou în piață care nu a mai avut magazin online, nu a avut neapărat migrare, care intră și în 3 luni ajunge la 1000 de vânzări. Fără bugete de zeci de mii de euro lunar sau chestii de gen, pur și simplu analiza foarte bine și a găsit 2-3 produse de intrare acolo și a început să facă push pe marketing doar în direcția respectivă și fără încep să aibă client cu a treia, a patra achiziție și e foarte, foarte mișto. Repet, acum câțiva ani, când era mult mai simplă nișa piața, oamenii se plângeau. La evenimente unde aveam discuții, întâlniri, băi, e greu să intri, că ce se întâmplă, sunt lideri de piață și acum e mult mai simplu. Adică cei care sunt calculați, care văd potențialul, care sunt pregătiți să facă lucruri, le fac. Restul probabil se plâng în continuare sau nu știu. Da, trebuie pornit de undeva, iar până la urmă un magazin online face comerț. Cred că asta e partea cheie. Până la urmă e un business. Un business de face comerț în care contează să ai produsul, să faci selecția, să... Dacă eu mă apuc să vând, nu știu, un brand cunoscut de mâine și am așteptări ca să vând mai bine decât unul care deja a făcut volume mult mai mare, are parteneriate chiar cu producătorul și așa mai departe, nu văd cum aș reuși să obțin ceva sustenabil. Dar dacă am un produs bun, care la un preț rezonabil, nu cel mai mic preț, și la un preț rezonabil și vin cu servicii bune, am toate șansele să reușesc. Pentru că, uite, mari retaileri, la volumele lor, își organizează fluxurile într-un anumit fel. Și asta creează și dezavantaje. De exemplu, dacă sunt în competiție cu un retailer mare european, ăla are niște depozite situate undeva prin Europa. Pe fluxul logistic, de exemplu, el nu poate să acopere anumită zonă cu livrare, nu știu, 24 de ore. Că nu are cum fizic să acopere, nu știu, toată Europa cu livrare în 24 de ore. Sau dacă o face, înseamnă un cost foarte mare, care nu mai e rezonabil pentru client. În schimb, zonele neacoperite pot fi acoperite de un magazin mai mic de nișă, care poate să vină cu avantaje de genul ăsta. De livrare predictibilă. Sau, nu știu, anumite produse din Asia, care mi le doresc și le găsesc doar acolo, pot să vin să le vând în România și dă o livrare predictibilă, nu între 5 și 37 de zile. O să-i dau, uite, îți vine fix atâta timp. Partea asta de predictibilitate e iar importantă. Partea de comunicare în ceea ce înseamnă relația cu clientul, unde pot să vin, ok, unde sunt acum și ce se întâmplă mai departe. Comunicare tranzacțională, pas cu pas. Sunt lucruri la care magazinele pot lucra și pot veni cu avantaje competitive. Deci, dar până la urmă, trebuie să găsesc publicul potrivit pentru produsul pe care vreau să-l vând. Da, am vorbit până acum foarte mult de clienții, proprietari de magazine, proprietari de business-uri, antreprenori. Știi cumva cum e tipologia clientului final în Europa, Anglia, Germania, ce vorbeai, versus România? Pentru că ce am observat, ce am și discuții cu unii clienți, clientul final din România de magazine online a prins foarte mult curaj și trece de partea bunului simț, adică nu-l interesează că a făcut 5 comenzi de la 5 magazine diferite și nu ridică marfa,
sau că folosește produsul, trimite înapoi, dă review-uri negative, vorbește urât cu magazinul, vorbește urât despre branduri pe Facebook, pe grupuri, adică e o haiducie. Uite, lucrurile de genul ăsta apar des în discuții și strânesc o anumită vâlvă, mai ales pentru că fiecare se resimte, mai ales ca antreprenor, știi, și atunci începe să spună cum stă. Nu cred că România, de exemplu, avem un număr mai mare de abuzuri decât în alte piețe. Cred că ține de a vedea procentual cât înseamnă. Dacă am un procent mare, nu știu, mare însemnând două cifre din numărul clienților care fac diverse abuzuri și nu cauzează probleme, e analizat de clienți, să înțeleagă toată lumea. Da, ca procentual. Ce, nu știu, dacă 10% din clienți îmi creează impedimente, înseamnă că e ceva în neregulă cu modul în care îmi desfășor activitatea, în opinia mea. Adică e de analizat de ce se întâmplă chestia aia. E o problemă de educație, n-am procese puse la punct în care să controlez lucrurile astea. Faptul că un client, nu știu, comandă pe 5 magazine sunt cazuri rare și ajung din cauza faptului că s-au creat și anecdote și lucruri de genul ăsta, că, nu știu, am comandat 3 frigidere, am ales unul și le-am trimis pe restul înapoi. Spun anecdote pentru că, de exemplu, comanda se lasă toată sau deloc. Adică ori o ia, ori nu o ia. Nu există că am comandat la un magazin 5 frigidere diferite și am oprit unul și am trimis 4 înapoi. Situația asta nu există. De aia spun că sunt anecdote unele duse la partea asta. Dar există, da, există cazuri de abuz, există magazine online mari care au, nu știu, 50 de comenzi returnate cu echipamente de peste 10.000 de euro bucata. Un fel de situații de genul ăsta. Sau, nu știu, mobilă, o piesă de mobilier scumpă de 8.000 și ceva de euro, nu i-a plăcut nuanța, a trimis-o înapoi neîmpachetată corespunzător și a ajuns cu căți. Sunt tot felul de cazuri de genul ăsta care apar, dar unu, procentual sunt nesemnificative. La nivelul Uniunii Europene, România procentual stă bine, pentru că există, uite, pe partea de fashion, chiar a apărut articol de curând, era lumea, 7-10% din clienți comandă și returnează produsele doar pentru că se pozează pe Instagram. Da, deci comand un outfit, m-am pozat pentru Instagram, l-am împachetat și l-am trimis înapoi. Ce era surprinzător era cu 1% bărbaților, era mai mare decât al femeilor care fac asta. Da, acum femeile sunt mai decid că le păstrează. Na. Gen, niciodată nu poți să ai suficient de mulți pantofi sau garderobă cu rochi. E bine să ai opțiuni. Acum, pe partea asta, în România, nu știu, nu cred că e un trend în a comanda anumite produse pentru unboxing sau pentru o ședință foto și a le returna. În afară, este de volum. Fenomenul ăsta nu cred că afectează foarte mult pe cei mari. Dar am văzut eu discuții între clienți pe grupuri care încurajează practica asta și poate să distrugă business-urile mici sau startup-urile. Ideea e că dacă un business ajunge să fie distrus de un client care tot returnează comenzi, tu nu prea aveai business. Uite, exemplu, aveam un client acum 3 ani. Era foarte fericit că a prins o comandă pentru un aparat foto de 5.000 și ceva de lei. L-a comandat, l-a plătit, fericit, l-a trimis clientului și l-a trimis după câteva zile înapoi. N-a mai avut ce face cu el. A pierdut, l-a plătit la furnizorul lui, nu l-a mai luat înapoi. Păi da, dar uite, pentru situațiile astea, dacă tu nu poți să susții partea de retururi, tu n-ai business. Tu încerci să muți niște produse, dar fără să ai forța financiară de a face retail. Da, da. Nu contează ce. Cam aici e problema de fond. Apoi, legislația din România în momentul ăsta permite, de exemplu, să diminuezi valoarea comenzii procentual în funcție de starea produsului cum a fost returnat pe aparat foto. Un aparat foto are un număr de cadre pentru durata lui de viață. Numărul de cadre de câte ori a fost folosit în aparat foto se poate vedea pentru majoritatea aparatelor foto, cum se vezi câte cadre au fost făcute cu el până să fie returnat.
calculezi cât înseamnă ca procent din durata lui de viață și returnezi procentual banii clientului. Da, pe de altă parte, tot legislația zice că măsurile astea nu trebuie să descurajeze clientul în ceea ce se nu comandă online. Dar trebuie să fie un echilibru. Clar, dacă am luat un aparat, l-am folosit pentru un eveniment sau ceva și l-am trimis înapoi, valoarea lui se diminuează. Și poți să o diminuezi procentual și după aceea îl listezi și la un preț pentru produse desigilate sau îl listezi la un alt preț prealbim de în starea în care e, așa nume folosit, consignație. Cum merge o vreme, știi? Ideea e că dacă eu, pentru mine, ca și business, dacă am, nu știu, 3-5 retururi mai scumpe de 1.000-2.000 de euro bucată, așa, am 3-4 de astea într-o lună, iar business-ul meu se duce în cap din cauza asta, eu nu prea am un business. Pentru că în planul de business, partea asta intră la PNL, la lucrurile calculate. Poate în cazul de față eu n-ar trebui să mai desfășor activitatea de comerț și ar trebui să mă ocup de altceva. Sau să-mi fac calculele sau să-mi selectez produsele pe care doar îmi permit eu să le gestionez. Adică dacă lucrurile de genul ăsta încep să devină impedimente, eu nu prea am ce căuta în a face comerț. Pentru că eu îmi doresc doar partea bună a business-ului și partea mai neplăcută. Iar asta nu e gândire de antreprenor. E gândire mai utopică, așa, mai foarte optimistă. Înțeles. În momentul în care mă apuc să fac comerț, mi-asum toate lucrurile. Magazinele mari au ajuns mari pentru că și-au asumat situații de când au apărut la... Nu-mi dau seama de ce își imaginează lumea că, nu știu, acum 15 ani era diferit și oamenii nu returnau produsele. Dimpotrivă, era mult mai rău pentru că, uite, la partea de livrare se făcea cu flotă proprie, de genul șoferul. Erau șoferi și livrau șoferii ăia. Și stătea șoferul până ce clientul desfăcea cutia și punea imprimanta în priză și nu știa să o pornească. Șoferul nu avea competențe tehnice să-i spună că nu face ce bine ce face sau că lipsesc chestii. Și returna produsul și după aceea mai trimitea cu un tehnician încă o dată. Dar orientarea a fost să rezolvăm problema clientului. Creștem împreună, ne educăm împreună, învățăm împreună. Magazinele care au avut o atitudine de genul ăsta, cred că cu o singură excepție, n-au supraviețuit. Mm-hmm. Adică nu prea văd cum supraviețuiești pe termen lung dacă ai o atitudine care nu e proactivă și nu e orientată spre client. Vine acum legislația nouă cu New Deal for Consumers, în care se reglementează mai bine lucrurile astea și-au dat seama că legislația curentă protejează dincolo de o limită rezonabilă, consumatorul pentru o serie de situații specifice din comerțul online, de exemplu, să accept returul la produse de unică folosință sau care lucruri ce țin de igienă. Sunt retailer, uite, pe partea de fashion, pe pantofi, Zalando, pentru că s-a confruntat cu un număr mare de abuz, tot discutând de abuzuri. Ei acum tipesc pe talpă o chestie. Și dacă vrei să returnezi pantoful, nu știu, o hârtie, o bandă. Scopul benzii respectiv este să vadă dacă porți pantoful de genul m-am încălțat cu ei, am ieșit în oraș, m-am plimbat, am ieșit la nuntă, nu știu ce, și după aia vin înapoi și returnez. Sau doar i-am pus în picioare să-i probez. Pentru că spiritul legii în momentul ăsta pentru partea de retur, mai ales pe fashion și așa mai departe, este că eu nu mă duc în magazinul fizic, îl probez și le iau la pachet și am plecat. Și l-am comandat online, îmi vine și după aceea trebuie să-l pot proba. Iar dacă nu mi se potrivește, returnez, fără să am costuri. Ăsta e spiritul. Dar de aici a devenit, nu știu, m-am comandat un costum și o pereche de pantofi, m-am dus la un eveniment, m-am întors și am returnat. Dacă n-am votat costum. Trebuie să fiu atent, să nu rupt prea multe, să nu ajustez prea multe lucruri. Și ăsta ar fi un exemplu de abuz, da? Spiritul este de, i-am probat și dacă nu mi se potrivește, îl trimit înapoi. E un echilibru. Dar uite, magazinele care au crescut, în general, și-au asumat lucrul ăsta. Uh-huh. Asta e o atitudine pro-client. Deci întotdeauna, dacă vreți un business pe termen lung, orientarea trebuie să fie proactivă spre a remedia lucrurile astea. Și se vine cu o parte de inovație. Modele de business hibride,
ajung să, nu știu, de partea tehnologie evoluează, pe partea asta de ochelari, de exemplu. Deci există tot felul de pe partea de AR, în care să văd cum mai sta cu anumite pereche de ochelari, să măsor mult mai bine distanța sau lucruri de genul ăsta. Da, am văzut, am văzut. Fănel, de Tehnologia încheiere, evoluează. ce sugestii, recomandări dai clienților Gomag? Voiam să spun ceva, dar sărim peste. Să-și punem agenda, știi? Glumesc. Uite, tot legat de chestia asta, în momentul în care alegi o platformă, e bine să pui lucrurile în context, să estimezi care o să fie TCO pentru un an de zile și să te gândești dacă susții sau nu, sau e potrivit pentru business-ul tău un anumit cost. Și e bine să fii informat, să te gândești că e important să construiești o relație cu un partener. Recomandarea mea ar fi să se orienteze spre un business solid, să gândească o strategie de creștere, de eficiență. Se pot lupta cu toți giganții, și Alibaba, și se pot lupta și cu Amazon, se pot lupta și cu retailer mari. Și să se gândească pentru clienților ei cu ce pot veni în plus, ce pot fac cu ei mai bine. Și în diverse etape, tot timpul o să fie câte ceva diferit. Un business care vinde de 1 milion sau de 5 milioane de euro și are anumite nevoi specifice, un business care vinde de, nu știu, sub jumate de milion de euro pe an, se adresează altui segment de public și trebuie să vină cu măsuri potrivite pentru ei, să pună lucrurile în context. Nu trebuie să facă acțiunile unui retailer de 100 de milioane. Pentru fiecare etapă sunt acțiuni specifice pe care le pot face și pot veni cu anumite avantaje și servicii pentru momentul în care se află, pentru fiecare moment să trăiască aici. Și focusul să fie mai mult proactiv, nu reactiv. Nu să se simtă că tot timpul trebuie să reacționeze la lucruri. Și acțiunile trebuie să fie gândite din timp. Și pentru lideri, pentru cei care se află în partea asta de management, ce se va întâmpla în viitor? Era un articol cu Jeff Bezos care zicea că atât el cât și managementul Amazon, ei lucrează la ce se va întâmpla peste 3 ani. Ei se focusează pe acțiunile din viitor, nu pe prezent. Pentru că prezentul tot timpul o să fie destins focul, făcut lucruri acum, pentru că sunt urgente, mai degrabă de cum va arăta business-ul meu în toamnă, cum va arăta business-ul meu peste un an, cum va arăta următorul Black Friday, cum va arăta în momentul în care mă duc în nu știu ce țară. Focusul pe cum duc magazinul înainte cu servicii și lucruri cât mai bune și să pună lucrurile în context. Cât crește România, cât crește următoarea piață în care vor să se extindă. Iar pentru partenerii cu care lucrează, să aleagă compania, oamenii, partenerii și după aia soluție. Pentru că poate să fie o soluție tehnică excepțională, dar un partener care livrează slab sau nu are experiență în piața și la dimensiunea la care sunt ei, sau pot să fie parteneri care sunt echipă cu clientul și duc lucrurile înainte împreună și cu o soluție care oferă mai puține lucruri. Contează foarte mult când alegi un lucru de genul ăsta, să alegi partenerul, să alegi o firmă solidă care va exista și peste N ani. Cam Da. asta ar fi sfatul. Vin la noi, adică chiar sunt startup sau au ideea de startup de a porni. De ce să vin dacă voi nu o să fiu peste nu știu câți ani? Prieteni, suntem din Păi, 2005 oficial, adică. istoricul vorbește de la sine. De asemenea, uite, sunt cifre care se pot verifica pe Ministerul de Finanțe. Poți să vezi echipă, poți să vezi că reacționează, că ai cu cine să vorbești, că există implicare de atâția ani în toate acțiunile ce țin de partea asta de evenimente și așa mai departe. Am fost, sunt aici, o să mai fiu. Lucrul ăsta și experiența din piața locală valorează mai mult decât o companie mare și un brand și o etichetă mare și scumpă. Pentru că s-ar putea să nu-mi permit, cum am zis. Au mai fost decizii de astea de a investi sume uriașe în platforme
care sună bine și au un brand mare și cunoscut, dar nu au produs rezultate. Pentru că, până la urmă, lucrurile trebuie puse în context și focusul e pe tot business-ul, nu doar pe partea tehnică. Și ai nevoie de un partener care înțelege tot. Platforma trebuie adaptată la ecosistemul local de vânzare. Da, iar când fac o alegere pentru o anumită platformă, trebuie să mă gândesc, uite, într-un an ce fac? Vin idei preconcepute dacă X magazin din piață, care e un magazin mare, care vinde de milioane, are vechime, are o platformă, înseamnă că acolo e succesul. Adică vrea de Magento. Sunt că sunt magazine mari, pentru că Magento, să fim serioși, e pretabil pentru dita mai magazinele. Nu cred că sunt foarte, foarte multe magazine care la rece să suporte Magento. Problema cu Magento e, uite, asta e o chestie. De ce am zis de Magento și de ce fac chestia asta? Eu lucrez tehnic pe platforma asta de foarte mulți ani și am contribuit la core-ul Magento și am contribuit la platformă. Și am dezvoltat și o companie în jurul ei în Marea Britanie și lucruri de genul ăsta. Și are cea mai mare cotă de piață din lume și sunt o serie de alte avantaje și funcționalități. Dar lucrurile astea trebuie puse în context. În România, pentru că există la nivel mondial cererea asta de specialiști pe această platformă, în piețe mari precum Olanda, Franța, Marea Britanie, Germania, multe companii din România fac outsourcing. Cei din afară plătesc un anumit preț pe zi. 400, 500, 600, 1000, 1200, 1500 de euro pe zi. Pentru un om. Salariile programatorilor din România care se ocupă de partea asta au crescut. Ca urmare, un magazin din România care alege o anumită platformă în contextul ăsta cu salarii crescute în IT, e va fi dificil să găsească, că nu, o firmă de IT nu are o listă de prețuri pentru România și o listă de prețuri pentru clientul de afară. El are o resursă pe care o vinde cu poate el mai eficient, că business-ul este să facă bani din chestia asta. El trebuie să facă profit din lucrul ăsta. O orientare logică ar fi cine dă mai mulți bani, către la mă duc. Iar cei de afară cu outsourcing plătesc mai mult. Ca urmare, prețul pentru resurse din România a crescut mult. Aici vine alternativa asta de SaaS, de același lucru e valabil pentru orice. Și atunci un produs SaaS poate fi o variantă mai eficientă, pentru că îmi dă un cost rezonabil, un set de funcționalități și o chestie pe care mi-o permit, decât să investesc eu într-o platformă custom sau să-mi iau o echipă de IT și așa mai departe. Uite, un lucru specific României. Dacă ne uităm la top 10 retaileri, o bună parte din ei au soluții custom, construite în timp, cu echipa IT proprie. E iar o chestie specifică și interesant de analizat pentru România, dar altă discuție. Încă. Încerc să migreze. Și de pe custom. Dar pentru un startup, lucrurile trebuie să fie simple. Trebuie să orienteze, de exemplu, dacă vor să valideze repede produsul, marketplace. Dacă vor să dea drumul repede la un magazin, hai să meargă pe mâna și experiența furnizorului de soluții și ce îi recomandă și funcționalități standard. Hai să vezi că îți merge site-ul și vinzi și produsul și listele de prețuri și marketingul și toate astea le poți face eficient. Pentru că o platformă cu briz-brizuri care o vrei tu custom și așa mai departe și nu știu ce funcționalități se întâmplă, nu știu cum, dacă tu crezi că alea fac diferența și că dacă tu o să ai aia, o să vinzi, o să rupi și o să crești de nu capăt frumos, cred că e o disonanță între realitate și situația respectivă. Adică trebuie efectiv mai pragmatic. Da, drumul cu un produs, mai trebuie să fac marketing. Pentru că cei care vând nu cred asta. Adică eu văd foarte multe cazuri la noi. Avem clienții care vând nu ne stresează deloc. Nu, adică e urât asta, ne stresează. Nu ne întreabă nimic, nu deschide un suport, nu trimit un e-mail, din când în când mai întreabă una altă, dar foarte rar.
Startup-urile rup tichetele, rup suportul, rup mesageria pe Facebook, peste tot. Întreabă, ca și aia, deci pare focus, pentru că consideră că primul pas în business-ul ăsta e partea asta de platformă și că totul se învârte în jurul platformei și că business-ul e de fapt platforma. Și consideră că e o premiză falsă. Un lucru care e de îmbunătățit în România e partea de antreprenoriat. Și anume să înțeleg, eu ca antreprenor, ce am de făcut, cum arată un business, cum arată un PNL, ce acțiuni. Platforma e o bucată, e un întreg lanț de care trebuie să am grijă. Iar dacă eu tot timpul o să mă focusez că, nu știu, n-am butoane roșii în loc de verzi, deci fac partea asta de optimizare, de A/B testing și așa mai departe, vin mai târziu. Alea sunt bunătățiri incrementale. Eu vreau, nu știu, checkout-ul să fie mai roz sau să n-aibă menu bar un checkout ca să-mi distrag atenția sau nu știu ce. Astea sunt îmbunătățiri incrementale. Dar dacă eu am o soluție funcțională și nu crapă coșul și mi-afișează prețuri corecte și mi-afișează pagina de succes corect și primesc mail-ul și știm ce se întâmplă cu comanda mea și așa mai departe și dacă am un suport, cineva răspunde, un ansamblu funcțional, după aia vin la îmbunătățiri incrementale. Dar hai, dă-i drumul la ceva. Vin, rapid. Pentru că dacă eu tot timpul mă focusez, nu știu, nu o să lansez niciodată. Exact. Mi-aș fi experiența platformei și după aceea analizezi. S-ar putea, de exemplu, că să te chinui, nu știu, un an de zile să lansezi și să dai seama că între timp au apărut 7 competitori și nu ai nici preț rezonabil, nu ai nici servicii care să fie în competiție cu restul. Da drumul cât mai repede, fructificat avantajele pe care le are fiecare business. Exact. Florian, îți mulțumesc. În descriere peste tot unde să fie acest video să fie și trimite link-uri spre tine, dar vreau să și spui audienței unde te poate găsi, cum te poate contacta pentru eventuale întrebări, nelămuriri, dacă vrei să-i ajuți. Sigur. Pe site-ul armo.org.ro, site-ul Armo, sau ori secțiunea de contact, ori secțiunea de echipă, sau florinel.chis@armo.org.ro. Perfect, îți mulțumesc și ține legătura, salutăm pe toată lumea.